Traian Băsescu este la ramp după dezvăluirile lui Ghi despre Covesi, s-a trecut de la Amor Gebos la Ur Fere Limite. Traian Băsescu a declarat, joi, ce nu a primit informări despre ilegalitățile făcute de Sebastian Ghic, afirmând ce în relația deputatului Fugar cu subliniere Fana Laura Codruca Covesi s-a trecut de la Amor Gebos la Ur Fere Limite, explicând sublinierei motivul implicării Elenei Udrea în numirea acesteia, scrie Mediafax. Nu am primit niciodată informări despre ilegalitățile lui Ghic sau nu îmi aduc aminte. Când spun ce nu îmi aduc aminte, considerați ce 99 sunt convins ce nu am primit. Punct. Înseamnă ce după serviciile noastre, de informații ne.re, nu a făcut tâmpenii. Punct a declarat fostul presubliniere din TET Traian Băsescu, la B1 TV. Traian Băsescu a explicat sublinierei motivul implicării Elenei Udrea în numirea Laurei Codruca Covesi la subliniere Fiadna. Un fost subliniere FANAF îi face praf pe cei de la Realitatea TV, intervenție durând scandalul insolvenței, veicrele penibile ca la Antena 3 ce m-a deranjat în interviurile făcute mult prea siropos de domnul Cristoiu, povestea cum serviciile au vrut-o pe Covesi. Eu nu spun ce nu or fi vrut-o serviciile. Punct. Nu au avut nimic împotriva lui Covesi, dimpotrivă au spus. Au spus ce sunt împotriva numirii lui Bica, lucruri pe care nu le-am crezut legate de viața privat. Propunerea cu Bica mie mi-a venit de la Ponta. Om pe care eu l-am implicat în această negociere a fost Elena Udrea, pe care am trimis-o la Ponta, dintr-un motiv simplu, Victor Viorel Ponta fusese angajat la firma familiei Coco subliniere, ca avocat. Punct. Eu am trimis-o cu următorul mesaj, nu se nume subliniere-te nimic la procuror, niciun nicu, niciun, dacă nu o pun pe Covesi la DNA. M-am trezit pe list sublinierei cu doamna Bica. O subliniere tiam, secretar de stat, un om cu care am început să deșcelenim povestea datoriei Rompetrol, pe urmă a venit Ponta sublinierei a îngropat-o, a relatat Traian Băsescu. Traian Băsescu a afirmat ce a numit-o pe Covesi la DNA pentru a continua trendul pozitiv, având în vedere ce venea de la parchetul general care deja a început să se fie perceput pozitiv în rapoartele MCV. Cine te-a trimis? Te-am trimis eu, Ghic, la Ponta se vorbe subliniere ti despre Covesi? Este evident în povestirile lui Ghic ce a trecut de la Amor Gebos la Ur Fere Limite în relația Ghic, Covesi, vizită acasă, în vie, la K2, a spus Băsescu.